La limita disperării a ajuns un bătrân din orașul Glodeni. La 85 de ani acesta trăiește în mizerie, iar pensia de invaliditate abia de ajunge să-și ducă existența. Născut în satul Balatina, Gheorghe Rastov a fost deportat în Siberia de la vârsta de 15 ani. Acum, la 85 de ani, când a rămas singur, bătrânul trăiește din amintiri. Am venit eu 40 de ani înapoi, din Sibir, 22 de ani acolo am trăit. Prin el eu 900 de grame de pâine. Asta era вообще maximum. Eu выполнял больше, 125% каждый день. Вот. А так получали 500 грамм, поумирали все, я их хоронил. Se pare că Siberia nu a fost cea mai gravă perioadă de viață. La ziua de astăzi, bătrânul locuiește singur în mizerie și frig, iar pensia de invalid de grupa a doua nu-i permite nici să mănânce pe săturate, nici să se trateze. Каждый день получаю, покупаю булочку хлеба, вот, за 5 лей, там, за 6 лей, сколько есть. А что вы кушаете? Ну что кушаю? Хожу на базар, вот, я имею там вот ведро картошки сейчас. Тут в этих суфлядах полное лекарство, и там еще лекарство, так вот. Это все уходит на лекарство. Кого хватает? Я же ничего, я не куплю вот винограда кусок там, стручок или там что-то такое. Вот помидоры еще вот купил вчера последние. Интервьюваться де ной специалисты секции ассистенции социала Глодени au declarat că Gheorghe Rastov a primit ajutoare bănești și materiale. Deși au susținut că acesta primește și ajutor la domiciliu, mizeria în care trăiește bătrânul a demonstrat contrariul. Persoana singuratică și beneficiază de mai multe servicii de asistență socială. El este luat la deservire socială la domiciliu de către lucrător social Măcăviciuc Maria, care conform graficului și fișe de post îi acordă servicii necesare. Conform fișe de post sunt 9 servicii de care beneficiază el. Conform graficului patronează 3 ori pe săptămână, îi aduce pâine, produse alimentare, îi face curățenie. Și la solicitarea beneficiarului poate să rezolve problemele care el nu le poate de sinistător să rezolve, corespondența între tot în serviciile acestea. Domnul Rastov a beneficiat de articole protetico-ortopedice, el este la evidență la felcer-protezist și primește încălțăminte ortopedice în anul 2011 care au primit. La 13 iunie, când a fost primul val de la primul val al deportărilor, el ca persoana fostul deportat, în scopul ameliorării situației materiale, a primit din Fondul de Asistență Socială a Populației 500 de lei. De menționat că bătrânul este invalid de grupa a doua, la momentul de față acesta solicită transferarea grupei de invaliditate la nivelul 1 pentru cazul de astmă de care suferă, fapt care însă i-a fost refuzat. Diana Zaporojan, Sergiu Muliar pentru știri.